Constantin Zorin. De ce suferă copiii? Partea a doua. Bolile duhovnicești ale timpurilor noastre. 6. Plictiseala Pe măsura creșterii dependenței de bunurile materiale, a dereglărilor psihice și a anomaliilor psihologice, tot mai stringentă devine problema plictiselii. Micșorarea zilei de muncă, șomajul, concediul nelimitat duc la faptul că marea majoritate a oamenilor nu știu cu ce să-și mai umple timpul liber. Pentru a-și găsi o ocupație și pentru a-și omorâ timpul, omul încearcă să fugă de plictiseală. El se adâncește tot mai mult în muncă, participă la diferite distracții sau își alege hobby-uri care nu aduc niciun folos sufletului și nu corespund adevăratelor lui cerințe, de exemplu, unele jocuri pe calculator. Acestea reprezintă, într-un fel, unul din mecanismele de apărare, o metodă de a fugi de Dumnezeu și de sine. În orice caz, plictisala este o stare lipsită de har. Ea trece cu ușurință în starea de păcat, trândăvia, lenea, deznădejdea, etc. Plictiseala apare din odihna neduhovnicească, din neînțelegerea corectă a libertății și din proasta întrebuințare a ei. Miturile îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, care este izvorul adevăratei libertăți. De aceea, din golul interior și din plictiseală se nasc mai întâi dezorientarea interioară, apoi protestul interior și, la urmă, revolta împotriva regulilor realității înconjurătoare. Treptat, omul cade în iluzia permisiunii morale, înțeleasă în mod greșit ca libertate, se eliberează de lanțurile care îl țin înăbușă vocea conștiinței și se cufundă într-o beznă duhovnicească. Plictiseala este o capcană pentru libertate. Omul crede că poate dispune de propriile lui dorințe, necesități, interese, etc. Pe când, în realitate, el este legat de ele. În cele din urmă, obiceiurile proaste devin a doua natură. De toate acestea, suferă, în primul rând, tinerii care nu prea cunosc greutățile vieții. Ei își pierd timpul în goana după plăceri. În căutarea înlocuitorilor adevăratelor valori. Timpul pierdut fără niciun rost duce de regulă la diferite încălcări și la fapte imorale. În cea mai mare parte, de odihna fără sens, sunt legate alcoolismul, narcomania, crimele comise de copii și de adolescenți, depravarea sexuală. De cele mai multe ori, plictiseala cronică îi împinge pe oameni să adopte forme agresive, antisociale de comportament, victimele violenței lor devenind unele persoane nevinovate, mai ales copiii. Când, în epistolele sale, se adresa tinerilor, Timotei și Tit, Apostolul Pavel îi îndruma să fugă de plăcerile tinereții. Să evite competițiile naive și vulgare care nasc cearta și îi îndemna. Urmează dreptatea, credința, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată. Aceste îndrumări promovează o imunitate duhovnicească aptă să se împotrivească trândăviei. Scritorii bisericești accentuau însemnătatea ascultării și a muncii fizice în lupta cu plictiseala. Teologia ascetică-ortodoxă consideră munca un procedeu de dominare nu doar a naturii exterioare, ci și a patimilor. Munca are o mare însemnătate pedagogică, ajută la organizarea eficientă a timpului și la dobândirea unor cunoștințe și obiceiuri. Și lucrează împotriva păcatului. Celui care îi place, celui căruia îi place să muncească, îi este mult mai ușor să stârpească din suflet gândurile rele. Binecunoscutul aforism al apostolului Pavel, pe care noi obișnuim să-l cităm în diferite situații, spune: Dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Epistola a doua către tesaloniceni. Capitolul 3, versetul 10. Plictiseala constituie și una dintre problemele esențiale ale persoanelor bătrâne. De cele mai multe ori, le este greu să-și umple timpul. Aceasta se întâmplă mai ales când se pensionează, pentru că se pierde legătura cu colectivul care organiza ritmul vieții. A umple vacumul. Psihologic, cu noi orientări vitale, a fost dintotdeauna greu, mai ales la bătrânețe. Încă din secolul I, Apostolul Pavel a fixat fundamentul psihoterapeutic pentru reabilitarea celor care nu mai pot munci din cauza vârstei înaintate sau a bolii. Bătrânii să fie treji. Cinstiți întregi la minte, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Bătrânele, de asemenea, să aibă înfățișare sfințită, cuviință să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să învețe de bine. Epistola către Tit, capitolul 2, versetele 2-3. Apostolul arată grijă în succesiunea experienței. Bătrânele trebuie să povățuiască o tânără femeie să-și iubească bărbatul și copiii, să fie cumpătată, curată, bună, gospodină, etc. Sfinții părinți îi sfătuiesc pe cei în vârstă să se roage mai mult acasă și la biserică, să citească literatură duhovnicească, să facă după putere ascultare în biserică. Acestea și alte recomandări sunt valabile și pentru zilele noastre. Ele constituie reguli la reacțiile noastre psihice, temelia sănătății sufletești.